aminte a jertfei lui Iisus, pe prețul plătit pentru păcatele noastre. Al doilea lucru este proclamarea morții și încrederii că se va întoarce, da? Iisus se va întoarce. Al treilea lucru este comuniunea cu trupul și cu sângele lui Iisus, cina Domnului. Al patrulea lucru, un timp de autoexaminare și rededicare, da? De pocăință. Și ultimul lucru, un mijloc de a întări relațiile cu ceilalți credincioși. Relații frânte în familie, poate între soț și soție, între părinți și copii, între frate și soră de credință, nu e ok. Biblia zice în ultimul verset din Vechiul Testament ca inima părinților, adică a tatei și a mamei, să se îndrepte către copiii lor și inima copiilor către părinții lor, ca nu cumva la venirea lui Dumnezeu să lasă blestem peste națiune. Dacă avem o relație sănătoasă, și aici cu asta închei, relația sănătoasă cu Dumnezeu, Dumnezeu ne golește de noi, dar asta înseamnă să ai relație cu Dumnezeu, te golești de tine însuți în prezența Tatălui și te lași umplut de El, de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt, de ungerea Lui, de puterea Lui. Ungerea Lui rupe jugurile. În primul rând, rupe jugurile din viața mea. Și mai apoi, prin viața mea, prin viața dumitale, de peste ceilalți. Acea relație sănătoasă cu Dumnezeu, dacă o avem, vă asigur că ne va duce înspre a avea relații sănătoase cu ceilalți. Cu cei din familie, cu cei din biserică. Nu există, dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu, în sac și în cenușă, în post, în pocăință, în smerenie, în căință, și a te întoarce la Dumnezeu înseamnă a te mărturisi și a nu mai practica păcatul care l-ai practicat. Că degeaba zic, Doamne, iartă-mă, dar iar îl fac, El îți va da și abilitate și putere de a făptui. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze, îmi cer iertare că v-am ținut prea mult și mă rog ca acest cuvânt, El să-l percetuiască și acel Duh al adevărului să facă să producă transformare pentru aici. Amin. Și pentru veșnicie. Amin. Amin.